scrisese maestre Gheorghe Zanfir, fiindcă ați avut ziua de naștere pe 6 aprilie, cea mai zi mare, vinerea mare, zi de la voi, ziua de vinerea mare. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre această zi a dumneavoastră. A fost o zi obișnuită, cu toate că a fost cuprinsă în săptămâna luminată și cu atât mai mult chiar în vinerea Prohodului, adică în vinerea mare a celor 24 de evanghelii. Ce pot să spun eu în fața unei măreții și a unei lumini atât de nesfârșite cum este cea din vinerea, din săptămâna luminată. Am stat cu minte, am stat acasă, m-am gândit, am meditat și am mulțumit lui Iisus Hristos, Domnitorul nostru și Mântuitorul nostru, că există și că mi-a dat ce mi-a dat. Ziua în care Maica Domnului, mama care a suferit și a pătimit cel mai mare calvar prin răsignirea Fiului Domnului. Dumneavoastră sunteți un mare admirator, un mare compozitor care a scris câte Ave Marii? 10. 10 Ave Marii. 12, da. Vă felicităm, vă spunem la mulți ani, Dumnezeu să vă dea putere și dumneavoastră și inspirație divină. Maestre, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Reprezint trustul de presă MCP Press, o agenție internațională a Mass Communication Power. Profităm de faptul că suntem la această expoziție de pictură și că suntem și în anul centenar al Marii Unii. Dacă se poate, un scurt mesaj pentru românii din cele urați dumneavoastră. Este șampanie. Bine. Pentru românii din țară și din toată lumea. Cele urați dumneavoastră cu acest prilej? Ca sărbătoarele, sărbătoarele Sfintele Paști, corect, să le aducă multă bucurie, o stare de suflet și de inimă, plină de dorința de a reveni acasă. La fel. Suntem un neam și un popor care stăm aici de peste 10.500 de ani. Așa s-a dovedit prin toate descoperirile arheologice și toate scrierile care au fost dezgropate în timp, că noi suntem aici de 10.500 de ani, poate și mai mult. Tot ce s-a descoperit în Bucești cu tunelele de acolo sunt 40.000 de ani. Eu zic că suntem de 4 milioane de ani. E clar. Ce ne și că suntem un cel mai voi popor din Europa. Asta vreau să spun. Numai pentru faptul acesta, că vorbim limba pe care o vorbim, cea mai frumoasă limbă din lume. Asta a spus că vor veni zilele în timpurile viitoare în care omenirea va vorbi limba română, așa cum vorbește astăzi. Deci va confirma valoarea românilor de pretutindeni. Avem o limbă perfectă, o limbă a frumuseții, a echilibrului, a armoniei și care vine direct din Dumnezeu. Să vin acasă, pentru că nicăieri nu există o frumusețe mai mare, nicăieri nu există o culoare a soarelui, nicăieri nu există o armonie, nicăieri nu există o muzică atât de perfectă cum este muzica românească. Nicăieri nu este o vechime a sunetului, așa cum este vechimea sunetului român. Nicăieri nu este o bunătate a unui popor, așa cum e bunătatea poporului român. Nicăieri nu este o bogăție mai mare decât cea pe care are, deci suntem are fără România. Românii, nu? Da, suntem cea mai bogată țară din aur din lume, de cupru, de volfram și de toate minunile pe care Dumnezeu ni le-a dat de la nașterea poporului până acum. Asta e singura mea orară. Cei care sunt aici să florim România nouă, plină de lumină și de credință în Dumnezeu, că fără biserică și fără Dumnezeu nu există nimic, iar cei care sunt afară să vină acasă după posibilitățile lor, după dorința pe care o are fiecare. Hristos amin. Deci, cu alte cuvinte, românii au cu ce se mândri și vor confia. Vă mulțumim foarte mult și succes în continuare. Toate cele bune.